Oradea este un oraș neobosit, ale cărui istorii ajung peste tot în lume, datorită vizitatorilor tot mai numeroși pe care îi găzduiește an de an. Cu atât mai mult cu cât anul trecut a fost desemnată una dintre cele mai sigure destinații din Europa. Odată ajuns în Piața Unirii, ne-a atras atenția biserica din spatele nostru și ne-am apropiat de ea și am observat că se numește Biserica cu Lună. Câteva informații despre biserică și de unde denumirea Biserica cu Lună. Da, este vorba despre una din cele mai importante monumente istorice din oraș. A fost construită în anii 1784-1790 și este o biserică ortodoxă în stil baroc. Deci acest lucru este un lucru foarte interesant, aș putea să spun. De unde vine numele de Biserică cu Lună? Da. Vorba de acel dispozitiv care se vede în partea de mijloc a bisericii, este de fapt o sferă care indică exact fazele lunii. A fost mecanismul care stă în spatele acestui sfere, a fost proiectat și executat de către un german din Oradea în anii 1793, la câțiva ani după ce a fost înaltă biserica. Și este un mecanism foarte ingenios. E vorba despre un pendul mare, care e un sistem cu roți dințate și foarte interesant. Sunt două axe mici, care unul merge la ceas, celălalt la această sferă. Și de atunci, din 1793, acest mecanism funcționează și este admirat de către toată lumea. Biserica cu Lună, cunoscută și sub denumirea de Catedrala Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, reușește să scape neatinsă de marele incendiu din 1836, astfel încât se păstrează și astăzi în forma originală. Decorațiunile interioare îmbină elemente de stil rococo cu cele neoclasice. Din 1920, biserica a fost ridicată la rangul de catedrală. Cu tolba plină de povești ne bucurăm de tot ceea ce Oradea ne oferă cu atâta generozitate. Locurile pe care n-am reușit noi până acum să le vedem în Oradea, dar pe care le vom vizita în momentul acesta, este Muzeul Țării Crișurilor. Și am așa un sentiment că va fi pe placul nostru și că vom fi plăcut surprinși de ceea ce vom găsi aici. Tu, ce părere ai? Sigur, mai ales că, cum ai zis tu, nu l-am văzut niciodată, deci totul o să fie nou. Perfect, hai să mergem. Hai! Muzeul Țării Crișurilor adăpostește numeroase comori în secțiile sale de artă, istorie, arheologie, etnografie și științele naturii. O piesă deosebită este și monoxila expusă în muzeu. Barca de lemn, lungă de 13 metri, a fost descoperită în anii 70 pe malul Crișului Repede și datează din secolul XI. Secția Științele Naturii, transformată într-un tunel al timpului, îi surprinde pe temerarii noștri exploratori. Spațiul ne poartă prin erele geologice care marchează evoluția vieții. Descoperim chiar fragmente din scheletul unui mamut găsit în Oradea. Bă, e foarte frumos. Și e frumos așa că e dinamic. Ce mare scolții ăia. Deasupra acestuia rulează o animație 3D ce proiectează o reconstituire a specimenului de mamut. În spațiul rezervat zonei de biologie sunt reproduse medii de viață cu plante și animale, unele chiar dispărute din acest areal geografic. Un alt punct de atracție este și vivariul, ce adăpostește peste 40 de specii locale și exotice de păienjeni, insecte, pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere. Aici avem un banc de rechini, care se ceartă cu un banc imaginar de rechini.